Județul Bacău va avea parteneri în Ucraina, cel puțin asta speră autoritățile de ambele părți care s-au întâlnit la prefectura Bacău. Consulul general al Ucrainei la Suceava a venit să intermedieze încheierea unor astfel de parteneriate de pe urma cărora vor beneficia atât băcăuanii cât și ucrainienii. Facem eforturi împreună cu conducerea județului dumneavoastră să ne reușim cu un parteneriat județul dumneavoastră cu o anumită regiune din Ucraina care se potrivește din punct de vedere economic, cultural, turistic și așa mai departe. Mi se pare că trebuie să facem niște pași foarte, foarte pragmatice și, în primul rând, asta înseamnă în domeniul economic. Trăim într-un timp nu prea favorabil din punct de vedere financiar, economic, tot ce înseamnă criza economico-financiară. Și este un mic păcat că nu folosim această colaborare economică dintre țările vecine. Întâlnirea noastră continuă și cu oameni de afaceri din județul Bacău, pentru că am considerat, cel puțin din punctul meu de vedere, că un astfel de parteneriat trebuie să aibă efecte și rezultate, iar partea cea mai importantă în această colaborare este partea economică. Dacă reușim să creăm câteva relații economice între județul Bacău și regiuni din Ucraina, este un aspect de pe urma căruia are toată lumea de câștigat. Satu Mare, Suceava, Maramureș și Botoșan sunt județe care au deja parteneriate cu alte regiuni din Ucraina. Județul Bacău nu are parteneriate pe zona Ucrainei, dar i-am propus domnului consul să ne găsească un partener în Ucraina care e dispus să colaboreze cu regiunea, cu județul nostru, de așa manieră încât, din punct de vedere cultural, economic, turistic, să fie compatibil cu județul Bacău. După întâlnirea cu oficialitățile, consulul s-a întâlnit cu oamenii de afaceri interesați să aibă relații economice cu Ucraina.